poveste și acolo, multe. Da, eram la Arad, eram vicepreședinte la Vagonul Arad. Mai și jucasem din când în când. Și într-o dimineață aveam treabă la UTA în acea perioadă și mergem cu mașina să iau ceva acte de la stadionul UTA. Și pe drum auzeam gălăgie și au fost primii manifestanți. Bine, noi auzisem cu două zile înainte deja la Timișoara. Da, o zi înainte. Vorba aia la vecini. Da, la Timișoara auzisem, plus că la radio Budapesta spuneau tot timpul ce se întâmplă la Timișoara. Dar nu eram tu direct implicat. Tu vorbi ungurește, nu? Mă descurc. La nemțește? Că da, păi ești eu din sunt... familie, practic, păi, de... Nu, eu sunt neamț. De șvab, nu? Da, da. Eu sunt neamț, da. De origine. Bun, zi mai departe. Și am văzut gălăgie. Și am văzut că se adună tot mai mulți oameni. Tot... Și la un moment dat, după ce mi-am terminat treaba la UTA, am mers după ei. Și am văzut că merg în Piața Sfatului, cum ar veni la Arad. Acolo unde stăteau niște taburi. Și s-au tras în aer niște focuri de avertisment. Iar seara ne-am adunat toți și am mers și noi în piață. Și primisem o primă atunci, câștigasem nu știu ce meci și aveam vreo 3.000 de lei la mine. Și cu un prieten de-a meu am mers la o mănăstire în Gai, de unde am cumpărat lumânări, pentru că cum au fost 20.000 de oameni ziua, noaptea toată lumea s-a ascuns, le-a fost frică. Și mai rămas 100 de oameni, poate. Și noi am mers cu lumânările, le-am tăiat în două, aveam cu clește și le-am împărțit și din nou s-a adunat acolo. Și după ce toată lumea s-a retras, armata s-a retras în cazărmă, am intrat în primărie. Și practic am stat în primărie două luni de zile. Am răspuns atunci împreună cu un secretar de toate ajutoarele care au intrat în vestul țării. Da. Atunci era momentul să te faci primar, ceva, prefect. Să... Da. Atunci puteam să mă fac de toate. Era FSN-ul, să devii președinte local. Da, și... da, puteam. Eram în primii 24 a Frontului Salvării Naționale. Am carnet de revoluționar, 100, aia, da. Legitimația 104 din România. Asta înseamnă niște avantaje, nu? Nu plătiți impozite, nu știu ce. Da, plătim impozite. Este o diurnă. O indemnizație. O indemnizație care la un moment dat s-a tăiat vreo 3 ani, după aia s-a dat iară și... Am făcut vreo 7 dosare. Cu pensia cum e, că sărim de la una la alta? Pensie ei de la Ministerul de Interne pentru că lucra la, cam la lucrat Poliția de Frontieră. An. Exact. Și de la armată? Nu iau nimic. Nu, nimic. Nu, nu. Eu n-am avut legătură cu armata, că asta tot încerc să le explic. Unii se supără, alții nu vreau să înțeleagă. Eu n-am avut cu armata absolut nimic. Bun, dar când erai, scuză-mă, locotenent major, erai... Eram angajat 6 ore. Nici atunci nu eram 8 ore. Da, atunci erai angajatul armatei. Armate, 3 ani de zile am fost angajatul armatei. Atât am stat la Steaua, 3 ani de zile, sau 4, hai să zicem 4. Dar după ce am plecat eu, că am fost chemat la Ilie Ceaușescu, care mi-a făcut și un bine atunci cu avionul și cu toate astea, dar tot el m-a chemat în momentul în care s-a știut de la generalul Cândea că nu o să mai pot să apăr, m-a chemat la el în birou la minister și mi-a zis, doamne, te trecem în rezervă, că... Nu mai ești de folos. Nu mai ești util. Și eu încercam să-i explic atunci, dom'le, dar chiar dacă merg acasă la Arad, tot ce înseamnă vestul țării, era Liga 2, Seria 3, eu pot să-ți recomand jucători, pot să-ți fiu pentru 3.000 de lei cât iau, erau bani de... Un fel de scouter, să zic așa. Da. Și n-a vrut. Și atunci m-am ambiționat și am zis, nu mă dați afară din armată și m-am dus la Ion Coman, la secretarul CCU-ului, care era chiar un stelist adevărat, și a zis, domnule, vreau să rămân în armată. Păi dacă vrei, rămâi. Și nu m-a dat nimeni afară. M-am dus la Arad, am stat vreo jumătate de ani acolo în armată și mi-am dat seama că nu-i de mine, că și aia încercau să profite doar de mine și tot să mă vadă în uniformă, să mă pune la instrucție, să mă ducă la aplicații, la trageri, la sărăcie și mi-am dat demisia la un moment dat.